De mică am fost, adică, chinuit, cum s-ar spune în două cuvinte. Pe dealuri, pe stătem pe lanurile de dimineață. Să vă zic, adică nu știu, de pe când eram copilă am avut multe ajunsuri, neajunsuri, probleme, cât și ține de faptul că mereu a fost chestia și-o constat că nu, parcă am încercat, adică să fie totul bine și așa, de mică am fost, adică chinuit, cum s-ar spune în două cuvinte. Părinții lucrau pe deal, mă luau și pe mine, pe dealuri, pe stăteam pe lanurile de dimineață și îngheța, mi-era frig, când era cald, îmi lua câte o cerșaf ceva ca spună să nu-mi bat soarele. Adică n-au știut ce e această adolescență și copilărie, am fost numai cu lucru prin... pe dealuri, pe acasă, am avut, adică, multe de îndurat. Apoi, ca și cum s-ar primind, că mi-am găsit pereche, așa într-o cum v-ați zis. Apoi, din cauza acestei perechi, am avut foarte mult de suferit în viață, în care am avut consecințe negative și sunt de sănătate și sunt din toate punctele de vedere. Dar mă bucur un lucru pentru că am la momentul de față copilașul dat care el îmi dă speranță și deja adică am o altă viață. Dar oricum rănile din trecut mereu mi-au provocat și îmi provoacă durere. Și aș dori, adică, că să uit totul ce a fost și să merg cu capul înainte. Pentru că viața m-a doborât de multe ori. Dar eu cred că viața continuă și dacă am început să merg pe o cale nouă, cred că o să ajung la un final fericit. Am un copilaș, am copilașul acesta. Numai unul. Nu, e casa părintească, nu e a mea. Da. Tăticul decedat, adică e mămică în față, nu? Da. El nu e plecat, nu trăiești, nu locuiești cu noi. El este, dar... la moment nici noi și așa vine temporar, adică la noi, ne vizitează când... Din faptul că mai avem, iată, un lapte, adică avem câte o văcuță, avem văcuță, lapte, vinde mai... Din asta, chiar și pentru noi, produse lactate. Mai ținem câte o pasăre. Asta e venit. Dar așa, la momentul de față venit eu personal nu am. Am primit, adică la copil, adică până la 2 anișoare, adică pentru alocația copilului, dar la momentul de față nu primesc. Și banii nici nu pot ca să mă duc să muncesc, pentru că nu-mi permite, copilul la grăniță încă e mic și nu-l pot duce și eu așa. Cu ce avem, cu ce nu avem, când și cum, când mai bine, când mai rău. Bine, mamă, noi v-am auzit durerea, acum vă invităm la microbuz, sărcăm totul, să-i mulțumiți Domnului. Voi sunteți lumina lumii.
O cetate așezată pe o munte nu poate să rămână ascunsă. Și oamenii n-aprind lumina ca să o pună sub tobrog, ci o pun în sfeșnic și luminează tuturor celor din casă. Tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri. Matei 5:14. Vreau să vă mulțumesc nespus de frumos pentru darurile aduse, să vă dăie Domnul sănătate și ne rugăm ca adică să fie mulțumit și alte persoane, nu numai noi. Vă mulțumim, sincer mulțumim din suflet pentru darurile aduse. La revedere, dai papa. Papa. Papa, hai papa. Nicăieri am cât am lucrat cu femeia asta bolnavă. Dumnezeu este bun și astăzi Dumnezeu ne-a trimis la tine. Ești o ființă frumoasă. Ești biruitoare, căci Hristos a biruit și tu vei fi biruită de Hristos. Felicităm, îți vreau să te binecuvânteze, o să vă îmbrățișez rugare. Și Domnul să vă binecuvânteze și să vă dăie mult har și ajutorul lui de sus să nu trebuie niciodată în familia și în casa dumneavoastră. Eu mă rog pentru acei care sunt cu inimile împetrite, pentru cei care sunt departe, pentru cei care n-au cunoscut niciodată dulceața, dulceața bunătății tale, Tată. Eu mă rog pentru cei care sunt, Doamne, în desperare, în necredință, care au căzut de la fața Ta, care s-au întors în lume. Thank you.
Mult sănătate, binecuvântări și la mulți ani. Domnul să vă binecuvânteze, să aveți parte numai de bucurie, de fericire, de dragoste, de stimă, de respect. Și ce vă doriți cu adevărat, Domnul să vă ducă la îndeplinire. Toate dorințele inimii, Domnul să-L împlinească după sfânta voia Lui, cea bună, plăcută, desăvârșită în viața și în familia și în casa dumneavoastră. Copilaj, la revedere! La mulți ani! Ale Dumnezeului nostru să fie lauda, slava, înțelepciunea, mulțumirile, cinste, puterea și tărie în vecii vecilor. Amin.